domnul general Dan Grecu. Bună ziua, domnule general, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, bună ziua. Îl salut și îi mulțumesc mult lui Ștefan Popescu, analistul de politică externă. Ștefan Popescu, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație. Îl salut pe domnul general. Ștefan Popescu, un Vladimir Putin care pare defensiv de data aceasta, dar cu toții am învățat să citim în printre rânduri în discursul acestui experimentat spion al FSB, da, Vladimir Putin știe foarte bine să folosească atât cuvintele cât și fotografiile. Oricum, poza de astăzi l-a arătat puternic, degajat, gata să facă băi de mulțime și cu o sănătate de invidiat, după ce anii trecuți se vorbea despre starea lui de sănătate fragilă. Da, iar manifestațiile, parada organizată a fost mult mai amplă decât cea de anul trecut, când Federația Rusă era într-o situație ceva mai fragilă pe frontul din Ucraina. Acum exprimă, cum să spun, controlul situației, ascendentul pe care Federația Rusă îl are în mod incontestabil, pentru că suntem într-un război de uzură. Consecințele întârzierii asistenței militare americane se observă în mod vizibil și atunci, da, iată, imaginea este de forță, de ascendent pe frontul din Ucraina, nu numai asupra Ucrainei, care este un stat mai mic, dar și asupra aliaților occidentali ai acesteia. Vladimir Putin, în discursul său, se plasează într-o perspectivă de război lung, de competiție pe termen lung cu lumea occidentală. Aceasta este ideea de bază și, într-adevăr, este adevărat, din păcate, lumea occidentală, Statele Unite, dar mai ales Statele Uniunii Europene, au o mare problemă cu liniile de producție industriale, pentru că într-un război competiția nu este numai între armatele propriu-zise, ci în primul rând între capacitățile industriale. Acestea sunt, pentru a-l cita pe Napoleon, nervul războiului. Din păcate, Uniunea Europeană, statele industriale au încă foarte mult de făcut, încă câțiva ani de eforturi susținute, coerente, să sperăm că vor fi, pentru a atinge o poziție industrială capabilă, capacități industriale capabile să susțină necesitățile Ucrainei. Din păcate, nimeni astăzi în lumea occidentală nu mai vorbește despre victoria Ucrainei. Vorbește despre supraviețuirea Ucrainei, despre întârzierea avansului rusesc, dar suntem departe, apropo de cele spuse de tine mai devreme, de discursurile care priveau starea de sănătate a lui Vladimir Putin, acelea coincideau în același timp cu mesaje foarte optimiste, cu capacitatea ucrainienilor de a arunca pe ruși în Marea Neagră și de a restabili controlul asupra frontierelor recunoscute în drept internațional. Iată că acum starea de sănătate bună pe care septuagenarul Vladimir Putin o afișează coincide cu un discurs mult mai pesimist în lumea occidentală, dacă nu pesimist, mult mai reținut cu privire la capacitatea Ucrainei de a obține o victorie pe front. Putin